care trebuie să recunoști niște parenti strati care au avut locul lui în această, în această casă. Sunt la Peleș de regele Carol I. Anul acesta, 100 de ani de la vizita regelui Carol I la, la Brăila. Ultima vizită pe care o avem sus pe imagini, pe care vrem să le filmați. Da, vizita regelui... Da, regele Carol I. Carol I. Da, da. La vizită făcută în acolo. Alteța voastră regală, domnule președinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor, colegi și oaspeți. Avem astăzi bucuria de a avea mijlocul nostru pentru o vizită publică la Brăila pe alteța sa regală Principele Radu de România, care, după părerea noastră, pe la început o spun, este o expresie a preocupării statornice a Casei Regale a României, a regilor României, pentru starea culturală și pentru evoluția culturală a neamului românesc. Vă primim într-o casă care, spuneam încă de la intrare, este un vechi, frumos și important așezământ al orașului, hotel francez, care, sigur, a suportat transformări, a fost în timp amenajat și a devenit din 1968, din momentul în care, sau în momentul în care Brăila a aniversat 600 de ani de existență documentară, a devenit muzeu de istorie al orașului. Muzeul însă este întemeiat în 1881 prin grija unor profesori și în primul rând a profesorilor de la Liceul Nicolae Bălcescu din Brăila, pe care l-ați vizitat tocmai, și care au întocmit, înainte de orice, un muzeu științific. Apoi, la Brăila, muzeul a evoluat, adăugându-se o pinacotecă, o colecție de artă, și vreau să vă spun că zilele trecute am primit un material în care Constantin Cegiurescu relata despre faptul că la Brăila a găsit în 1939, într-o vizită în calitate de rezident regal al Ținutului Dunărea de Jos, a găsit la Brăila un portret necunoscut din tinerețe a regelui Carol I, ca domnitor. În 1870 el se afla deja într-o colecție în Brăila și ceva mai înainte la Galați. Prin urmare, tabloul pe care l-a achiziționat a intrat apoi, prin expertiza lui Alexandru Țigara Samurcaș, a intrat în colecțiile Muzeului Național de Artă din București. Multe, foarte multe dovezi și elemente care vorbesc despre relația regilor României cu muzeul și cu instituțiile de cultură din oraș. Am să spun doar că în 1914, regele României, Carol I, de atât de frumoasă amintire, a venit pentru ultima dată la Brăila chiar la 1 mai. Avem aceste imagini, care sunt în același timp și primele imagini filmate la Brăila, care, prin urmare, au trecut de 100 de ani, motiv care ne-a îndemnat anul trecut să, m-a îndemnat să propun această atribuire a denumirii Carol I să o dăm muzeului Brăila. Apoi, vreau să spun că am avut iarăși onoarea, șansa, ca ceva vreme în urmă, în 1998, la 19 iunie, majestatea sa, regele Mihai al României, să ne viziteze, să calce pragul, iarăși, instituții muzeale brăilene, nu aici, ci în cea mai modestă dintre secțiile noastre, Casa Memorială Dumitru Panevescu Perpesicius, pentru că Perpesicius i-a fost profesor la clasa Marelui Voievod, pentru că, am spus-o și atunci, s-a auzit poate foarte puțin, un al doilea brăilean, Vasile Băncilă, filozoful, i-a fost profesor la clasa Marelui Voievod Mihai. Și pentru că, am aflat puțin mai târziu, Petre Andrei, sociologul, cel care s-a sinucis în 1940, sub presiunea legionară, Petre Andrei a fost tot un mare brăilean, președintele Comisiei de Bacalaureat, la examenul de bacalaureat a Marelui Voievod Mihai, la momentul când și-a dat bacalaureatul. Prin urmare, trei dascăl brăileni au fost profesori la clasa Marelui Voievod Mihai și suntem iarăși foarte mândri de astfel de tradiții.
Din această perspectivă, am dorit ca în foarte puține minute pe care vi le-ați alocat să vă prezentăm un film cu cele două vizite, foarte, foarte pe scurt, în rezumat, după care, sigur, ne veți vorbi probabil despre cele două lucrări aici de față, iar noi, la fel, pentru că avem o editură pe lângă Muzeul Brăilei, în cadrul Muzeului Brăilei, o să vă arătăm aici două, foarte, foarte pe scurt, din preocupările noastre, în linia acelorași preocupări ale Casei Regale a României, aici, de exemplu, Casa Regală a României, organizare și structură administrativă, o teză de doctorat a unei colegi muzeografice, vorbesc că nu o știți, da? Nu a ajuns. Toate sunt împachetate acum pentru donația care o facem și pentru darul care îl facem de carte pentru Biblioteca Casei Regale a României. Deci, e o teză, cred, bună, la Universitatea din București, ca și cealaltă, Mariana Lazăr, puțin mai departe, e vorba de toată istoria aparatului Cotroceni și a moșiilor Cotroceni, care au luat premiul Academiei anul acesta. La fel, trei albume, Brăila modernă, Nică Petre, veți vedea aici, în Canada, imagini cu majestatea sa regele Mihai, la un vernisaj al lui Nică Petre, care s-a întors în țară, vom vedea și în film, și Gheorghe Naum, unul din cei mai mari artiști plastici locali, și la final două mici surprize cu două medalii pe care am îndrăznit să le batem cu regalitate și raporturile cu Muzeul Brăilei. Deci o să vrem acum filmul, să puteți... Da, filmul să...
Alteța voastră regală, acestea au fost imaginile care și așa au luat foarte mult și cuvântul meu, Mică Petre, artistul care deja e în eternitate, dar a lăsat o donație uluitoare Brăilei, care este într-un alt imobil și pe care dorim să vedeți în mod special atunci când veți veni pentru vizită de mai lungă durată la Brăila. Acum am să-mi rugămintea să ne prezentați ceea ce... Vă mulțumesc foarte mult că ați avut atât de mare generozitatea de a alege să petreceți o jumătate de oră împreună cu mine și să vă spun de asemenea cât de fericit mă simt atunci când trec pragul urbei dumneavoastră. Este unul din orașele României care a păstrat o formidabilă autenticitate prin patrimoniul construit, prin orașul vechi, care, în ciuda tuturor lipsurilor, a supraviețuit și sunt sigur că într-o zi o să fie la fel de strălucitor și de viu pe cum a fost atunci când predecesorii dumneavoastră l-au adus pe lume. De asemenea, să vă spun că este foarte lungă povestea de afecțiune și de admirație pe care familia regală a avut-o față de această parte de țară și în mod special față de urbe. Nu sunt multe locuri în România unde regele Carol și regina Elisabeta au fost atât de mult legați de dumneavoastră. Presupun că unul din motive a fost, desigur, Dunărea, care îi lega și identitar și sufletește de locurile de unde veniseră, dar mai este sigur și un alt motiv, anume acela că ei au înțeles, mai bine aproape decât înțelegem noi astăzi, cât de mare este importanța faptului că România este așezată în proximitatea două ape atât de importante. De multe ori, în vremurile contemporane, noi uităm de faptul că țara nu este o țară de mijloc de continent, izolată de această binecuvântare pe care o reprezintă fluviul și marea, și că ne purtăm uneori ca și cum ele n-ar exista. Întoarcem ochii de la ele și mintea, când de fapt atât Dunărea cât și marea sunt o periferie, așa cum le tratăm de multe ori. Au înțeles-o sigur predecesorii noștri, pentru că uitați-vă ce scria pe film. Scria croaziera anuală pe Dunăre. Aceasta pentru că atât regele Carol cât și regina Elisabeta, încă de la venirea lor, au decis ca în fiecare vară să-și invite verii regali sau personalități din Europa de orientare politică sau personalități medicale, personalități științifice, artistice, să le urce la bordul iahtului regal și să facă un număr de zile o călătorie pe Dunăre pentru a le pune pe harta sufletului lor România. A făcut acest lucru până în ultimul an al vieții și a durat această tradiție și mai pe urmă. Există în dămânia regelui Carol al II-lea croaziere și imagini de la ele. Iar în 2004, generația noastră a reînnodat călătoriile prin două evenimente, unul în 2004 și altul în 2005, numite România o călătorie regală. Una din ele a plecat de la Brăila și cealaltă de la Galați, pe o navă a zilelor noastre, în care 45 de musafiri de pe trei continente, de toate profesiile și, în orice caz, numitorul comun era că erau personalități influente, au venit să descopere ceva din această Românie, de acum, din anii noștri. Despre muzeu nu am decât cuvinte de admirație și atunci când am aflat că muzeul a hotărât să își pună identitatea sub pecetea numelui regelui Carol, nu am putut decât să mă bucur că încă o instituție, alături de atâtea altele, în ultimii ani, au ales acest fel de alăturare, înțelegând că ea e singura care durează. Alăturarea de coroană este ca o alăturare de mamă sau de tată.
întoarcerea cu privirea către instituția coroanei, a națiunii, nu e altceva decât întoarcerea la părinți acasă, atunci când îi aveam. Cartea pe care am adus-o, pentru că în principal vreau să vă vorbesc despre această minunată creație a editurii Curtea Veche, a fost adusă pe lume ieri, la ora 5:30, la Palatul Elisabeta aseară. A fost adusă de la tipografie, așa că o aveți în prima ei zi de naștere, în prima ei zi de viață. Aș începe însă cu cealaltă, pentru că vreau să vă vorbesc despre ea mai scurt. Nu ne-am văzut de multă vreme, n-am putut veni la Brăila în ultimii ani, în motive de agendă, pentru că majestățile lor au mai redus din aparițiile publice datorită vârstei și suntem și principesa și eu uneori puși în situația de a face și evenimentele noastre și de a reprezenta și pe majestățile lor când nu pot fi cu noi. Și îmi pare nespus de rău, dar sunt sigur că o să ne vedem de aici încolo mai des. Trei poduri peste lume este un fel de omagiu pe care am încercat să-l aduc oamenilor și vremurilor de astăzi, în convingerea mea că am avut noroc să pot să ajung în acești 20 de ani pe care cartea ilustrează, în locuri și în întâlniri și în împrejurări care au fost pietre de hotar pentru prezentul românesc de astăzi. Am avut norocul să fiu acolo, putea să fie oricine altcineva, puteam să nu fiu prezent, dar odată ce am fost prezent, am găsit de datoria mea să povestesc oamenilor anumite detalii și anumite gânduri pe care altfel ei nu ar fi știut vreodată că au existat. 20 de ani în care România a făcut pași importanți și pe unii din ei nu i-a cunoscut îndeajuns. Așa cum la rândul lor oamenii de pe alte meridiane n-au cunoscut îndeajuns România, deși nu aveau nevoie să fie mai indulgenți cu țara noastră decât trebuie, ar fi avut mai mult de câștigat dacă ar fi aflat despre noi partea bună a lucrurilor, dacă ea a existat și de multe ori, și partea personală a lucrurilor. Oamenii care ne-au făcut bine țării au făcut-o întotdeauna dintr-un motiv personal, nu instituțional. Pur și simplu au avut afecțiune față de români, i-au înțeles, au avut aplecarea de a petrece o clipă sau două, ascultând, încercând să înțeleagă. Nu aveau legătură cu România acești oameni pe care eu îi evoc în carte, nu se născuseră aici, unii dintre ei nici nu veniseră sau veniseră foarte puțin, dar au simțit un anume fel de solidaritate. Poate de limbă, poate de latinitate, poate de credință, poate de profesie. Dar cât de multe lucruri au făcut pentru noi, pentru români, acești oameni care n-au ieșit niciodată în față, să spună, n-ați auzit niciodată pe răposatul Yehudi Menuhin, cel mai mare violonist al lumii, bătându-se cu pumnul în piept, că ar fi făcut ceva pentru România. A făcut-o fără să facă zgomot. Și aceasta n-a însemnat că a făcut mai puțin. A făcut mai mult. Mult mai mult decât gălăgioșii zilei. Principele de Wales, la fel. Se știe astăzi despre faptul că vine în România cu foarte multă afecțiune, dar înainte de a veni în România cu multă afecțiune, Alteța Sa Regală, pe parcursul mai multor zeci de ani, a luat apărarea României atunci când nu lua nimeni apărarea României, având uneori mai mult curaj decât am avut noi în împrejurări dramatice. Acestea sunt podurile peste lume și mi-ar făcea plăcere să îi citiți rândurile. Această carte, apărută ieri, este rodul unei frumoase munci pe care a depus-o o tânără colaboratoare a noastră de la Palat, Sandra Gătejanu,
care abia dacă a trăit în foarte tânăra ei viață ceva din evenimentele despre care vorbește. Ea vorbește despre 25 de ani de când principesa moștenitoare s-a întors în țară. Le spun a întors pentru că, deși nu fusese în țară, întoarcerea ei a fost întoarcerea familiei la vesolul țării după plecarea regelui Mihai și a reginei Elena la 4 ianuarie 1948. A fost o pauză de 42 de ani și tot în ianuarie, în 1990, Alteța Sa Regală, principesa moștenitoare, a fost primul membru al familiei care a pus din nou piciorul pe pământ românesc. Deci, fără să fie întoarcerea ei, era întoarcerea familiei. Acești 25 de ani, în mod paradoxal, nu sunt ilustrați de cineva care i-a trăit, fiindcă autoarea avea 5 ani în 1990. Dar uitați-vă cât de frumoasă este lecția pe care ne-o dă cel de sus, care ne arată că nu există nicio barieră, nici măcar cea de biologică, de vârstă, atunci când există o adevărată intenție de a cunoaște sau de a pune lucrurile în locul lor. Cum a vrut Dumnezeu să treacă 25 de ani și ceea ce generațiile noastre n-au fost în stare să pună la loc, n-au știut sau n-au putut, n-au crezut sau n-au avut atât de multă încredere în ei și că o pot face, o face un copil care avea 5 ani în momentul în care 1989 s-a întâmplat. Și nu vorbesc de ea pur și simplu ca persoană, ci de toată generația ei, de români care astăzi au ajuns la aproape 30 de ani de viață și sunt probabil cea mai activă dintre generațiile țării. Această carte are multe calități și v-aș îndemna nu numai să o citiți, ci și să o ajutați să fie citită și de alții. Vă rog să vorbiți despre ea celor care vă ascultă. Niciodată nu s-a întâmplat în, după știința mea, să apară publicat un volum care se semene mai mult a un fel de jurnal personal pe care îl făceam când eram copii. Dacă vă aduceți aminte, puneam într-un caiet frânturi de scrisoare sau fotografie, un articol de ziar, o floare presată și povesteam nouă înșine despre viața noastră. Așa e făcută și această carte. Fiecare an are câteva pagini unde sunt adunate, de exemplu, biletul de avion cu care a călătorit în 18 ianuarie 1990, fotografia când s-a semnat în jurul unei mese, crearea fundației în 1990, fiindcă și fundația Principesa Margareta României împlinește tot 25 de ani, articole care au apărut atunci în ziare, în lume, în România și în Europa, fotografii, discursuri scrise la mașină de majestatea sa și pe urmă reproduse, meniurile de la o seară care a fost dedicată României sau programul de sală sau afișul sau... Toate acestea n-au fost niciodată puse împreună și mai ales între copertele unui volum atât de frumos făcut, atât de bine realizat. Sunt... Da, 25 de ani e un timp lung pentru viața unui om. După cum se vede, a fost lung și pentru viața unei țări, uneori exasperant. Dar cât de mare este diferența între prima pagină a cărții și ultima? Chiar și din poze, dacă vă uitați, o să vedeți că am trăit două luni diferite și cu toate neajunsurile ei și frustrările celei de-a doua luni, ea e atât de mult diferită de prima parte a revenirii noastre la lumea liberă. Atât de diferită încât astăzi noi ne putem întâlni aici și vorbi despre aceste lucruri. Ceva ce n-ar fi fost posibil nici în 1990, nici în 1997, nici în 2000 și poate că nici mai târziu de atât. E un foarte frumos merit și e o foarte frumoasă trecere în revista
unui sfert de secol dintr-o dezvoltare atât a instituției regale, care astăzi a atins un grad de influență în societate pe care nimeni nu l-a sperat vreodată, și din viața unor oameni, și din viața unei națiuni, și a unor orașe, și din viața unor profesii, pentru că sunt o mulțime de profesii amintite aici. Dar poate cel mai important lucru din carte este faptul că regele Mihai, la venerabila sa vârstă de 93 de ani, a acceptat să scrie prefața. Nu a făcut-o, după știința mea, decât o singură dată în viață. Atunci când a apărut cartea reginei Ana. Și dacă faptul că a făcut pentru a doua oară în viața sa o prefață e ceva rar și e și din comun, ce scrie în prefață e și mai ieșit din comun. N-am văzut niciodată o mărturie atât de francă, atât de deschisă a regelui, care aproape că își deschide sufletul în fața oamenilor, și sunt nespus de bucuros că a făcut-o, pentru că citind acea prefață, aproape că e mai mult decât aveai nevoie să primești cumpărând cartea. Și aș vrea să vă mai spun o mică poveste înainte de încheiere, ca să vă dau urmă posibilitatea să o luați și să vă semnezi pe ea dacă doriți. Cum am spus, și fundația are tot 25 de ani anul acesta. Și dacă ar fi ceva din cei 25 de ani de ales ca istorioară simbolică pentru munca aceasta de Sisif de 25 de ani de a-i convinge pe oameni că există alții pe lume care merită să fie ajutați, e o poveste a unui copil care în anul 1990 avea vreo 5 ani și el. Era copilul unor britanici la Londra, unde principesa moștenitoare s-a dus în vizită într-o seară. Părinții copilului fuseseră colegi de universitate cu principesa. Ea s-a dus în reședința lor de la Londra, stăteau de vorbă adulții în camera de zi și principesa le-a împărtășit ideea că o să fondeze o organizație caritabilă la București, care să-i poarte numele. Presupun că prietenii ei, colegii de facultate, au întrebat-o și cu ce se va ocupa fundația. Ea le-a spus că se va ocupa cu ce e mai vulnerabil în România în momentul, și anume copiii, orfani și cei bolnavi, atinși de boli incurabile, și de bătrânii care sunt singuri. Și Robert, copilașul familiei, desculț, n-avea voie să stea să asculte ce spun cei mari, trebuia să meargă la culcare, s-a dus repede în camera lui și a venit la principesă cu mânuța strânsă și i-a spus că acolo sunt bănuții pe care i-a adunat în pușculiță și că vrea să-i dea pentru copiii din Rumenia. Și principesa a luat banii, a fost prima donație a fundației și s-a dus la București și i-a pus la bancă, în contul fundației. Acei bănuți adunați de el. Robert are 30 de ani acum și a venit în 2014, cred, anul trecut, la București cu părinții lui să viziteze proiectele fundației după un sfert de secol. Cred că e o poveste care merită ascultată, fiindcă e plină de e plină de un exemplu excepțional, personal, pe care ar trebui să-l întâlnim mai des. Deci vă mulțumesc încă o dată că ați fost atât de generoși să veniți să petrecem o clipă împreună. Îi adresez toată admirația și felicitările mele gazdei mele, domnului director al muzeului, Carol I. Și aș vrea, cum regele Carol, știți că era o persoană teribil de modestă, nu-i plăceau lucrurile prea pompoase, aș vrea să vă dau un foarte mic obiect din partea principesei și al meu, a mea, să-l păstrați în muzeu ca o amintire a zilei de astăzi. Și, de asemenea, v-am adus
câteva volume mai din urmă ale familiei care aș vrea să le păstrați la muzeul. Așa, ca o trecere la timpul. Vă mulțumesc foarte mult și vă semnăți cu plăcere. Mulțumesc toată gura, cum se spune, răspica tare și să vă mulțumesc mult pentru aceste daruri și trei foarte, foarte scurte rugăminți la rând. Mai întâi, la darurile pe care le-ați făcut, vom răspunde cu un dar de carte de 160-170 de cărți ale editurii Istros a Muzeului Braille Carol I de câteva vreme, cum se știe, și doi, să primiți întâi de toate pentru Majestatea sa, Regele Mihai, Majestatea sa, Regina Ana, această medalie a schimbării denumirii muzeului din Muzeul Braille în Muzeul Braille Carol I, care sper să se consideră a fi o medalie izbutită. Am arătat toate aproape motive pentru care am adoptat Carol I pentru instituția noastră și, evident, una pentru Alteța sa regală, Alteța sa mișcănitoare, pentru Alteța voastră regală, aceeași medalie. Și pentru că, ceva vreme în urmă, s-a crezut doar că doar Banca Națională a emis o medalie la 90 de ani ai Majestății sale regale, iată că noi am combinat acest eveniment cu celălalt al împlinirea 130 de ani de la îndemnirea muzeului prin Carol I la Brăila și în 2011 am bătut această medalie pe care la fel pentru Majestatea sa Regina și la fel pentru Mulțumesc foarte mult. Alteța sa regală Principesa și pentru Alteța voastră regală de sânță. Acum, ultima dintre rugăminți care trebuie să fie aceea de a vă alătura sau nu la o carte extraordinară care Iorga a dat-o premiu profesorului meu Ghete Ionescu, aici scrie lucrul acesta, la rândul lui profesorul mi-a dat-o mie ca amintire și îndemn, dar Iorga nu s-a uitat pe cartea care a dat-o premiu la un răspuns la seminar, unde erau așternute aceste autografe cu Regina Maria, 14 martie 1915, și astăzi suntem în 19 martie 2015, la 105 zile de la acest moment istoric, cu toți copiii Reginei Maria și ai Regelui Ferdinand, pe care a semnat la 19 iunie 98, Majestatea sa Regele Mihai, Majestatea sa Regina Ana și Principele Alteța sa Principele Nicolae, când a fost în vizită în 2013. Dacă veți considera să vă alăturați și cu un Vă mulțumesc.
Da? Sigur. Cine o să mai e și la vernotă, la un moment. O fotografie. Vreți așa, o poză că la... N-am refuzat la intrare. Iată o poziție ca asta în oraș, e formidabil. Și sper să mă...